Zilele culturii la Bușteni, denumite generic Sărbătoarea Sfinxului, au continuat în stațiunea de la Poalele Caraimanului cu spectacolul rock-folk susținut de trupa Strada Mare din Galați, un concert de aproape 2 ore în noua formulă cu melodii originale, Strada Mare, piese mai vechi într-o nouă abordare instrumentală, dar și melodii în prima audiție. Trupa Strada Mare, înființată în anul 2007, a devenit rapid cunoscută iubitorilor de muzică folk-rock datorită unor piese precum Diligența CFR, Doamna sau După 20 de ani. În cadrul festivalului de la Bușteni a revenit într-o formulă nouă Mihai Ochiu și Cătălin Vădana la chitară-voce și Ciprian Postolache la clape. Zilele culturii vor continua cu concerte blues-jazz și muzică clasică. Marți de la orele 19 vom avea special blues show cu Marcian Petrescu, muzicuță voce, și chitaristul, chitară clasică, Mihai Dacoi. Va fi într-adevăr un show deosebit, jazz rock, prezentator Alexandru Șipa. Ziua următoare, miercuri, este o zi mult așteptată de melomani, pentru că aveam seara maestrilor cu binecunoscutul nostru interpret, Gabriel Croitoru, unul dintre cei mai mari violoniști ai noștri României, dar nu numai, împreună cu pianistul Mihai Ungureanu. Programul prezentat de Mihai Ungureanu la pian și Gabriel Croitoru la vioară cuprinde bijuterii muzicale unor compozitori cunoscuți, cum ar fi Dvorak, Brahms, Tchaikovsky sau Enescu. Concertul de blues jazz va avea loc marți, iar cel de muzică clasică miercuri, ambele începând cu ora 19.